clădirea asta care a fost fosta primăria, aparține tot de primăria Cluj, inițial tot primăria a fost aici, dar datorită unui incendiu puternic din 1798 a trebuit restaurată. Și vechea primărie avea un clopot aici. Aici a fost și un loc de cult a unitare. Clopot când erau condamnările la moarte. Bang, bang. Pentru că treburile astea, și o să vă arăt unde e cușca Călăului, unde a fost și strămoașa actualului rege al Angliei, vi s-a spus lucrul ăsta? Nu. De, a, ne spuneți acum, ne spuneți. Da, bun. De Clodin Redei. Da. Deci am zis că până la urmă, atunci mă opresc în partea altă. Nu, în cadrul bisericii. Da. Ok. Hey, și aici asta e făcut între 1846-1848. Toată latura asta de sud a pieței, pe care concitadinii maghiari o numesc Fötter, a purtat numele de Piața Libertății, piața, la un moment dat, și Matia Corvin, a purtat numele pentru o scurtă perioadă și este astăzi Piața Unirii. Ceea ce vedeți, casele astea de aici, subsolurile lor sunt pline de inscripții și de secolul 15-16. Dar iarăși, ceea ce am zis adineori, nu putem intra de gândire. Acolo, da. Clădirea care reprezintă banca și care este, adică, da, din dreapta mai înaltă, da, făcută în 1913-1914. Pare mi se era un arhitect ceh, Ede Dvorak, dar nu asta are importanță. Lângă ea este altă clădire extrem de mare, care se numește acum Shebeșten, după numele acelui antreprenor care v-am spus, da. Unde este și o librărie a universității, care a purtat numele Cartea Rusă, Cioflec, și au fost și alte destinații. Asta e de formațiune profesională, că vine să ne spun. Dar nu asta am vrut să zic. Inițial era altă clădire. Și în față o să vă arăt unde erau show-urile de Cluj. Acum ne uităm la muzică country, la muzică folk, rock, fotbal, entertainment-ul. Da. Divertismentul face parte din cultura oamenilor. De la jocurile de gladiatori, de la jocurile cu tauri dinainte, din insula Creta, înaintea gladiatorilor, oamenilor le place entertainment-ul. Entertainment-ul, sigur, s-a schimbat. Dar locul acela din fața noastră, vă întoarceți puțin, care unde vedeți steagurile, o să ajungem și da. Acolo, numai să trecem. Ei, acolo era și cușca Călăului, unde eram, da, uh-huh. Unde sunt cei 7 stâlpi, da. Da? Liviu Mocanu, arhitectul, în fine. Și în, acolo, cam în zona aia, aveau loc supliciile. Arderea, exact. Marele Baba Novac și duhovnicul Saskia lui, acolo au fost. Numai că, gata, putem, da? Da. Putem trece. Bun. Deci, o să vedem acea... Și acolo erau spectacolele. Ars peruc, decapitat. Da. Spectacole mai aparte. Știți cum venea lumea în Evul Mediu? Venea. Cum era vine plin, astăzi? Era la modă. Este o carte scrisă de un autor maghiar, dar nu îmi scapă numele, Istoria prostiei omenești. Extraordinară. Aș lua și exemplu pe de altă parte. Da. Că da, erau și făcute public. Și acolo vedeți o casă unui fost mare demnitar a Clujului, unei familii, Ioșica, de origine română, da, unde scrie 1828. Da. Iar pe colț, unde o să vedem și blazoane ale contelui Redei, a copilărit, nu s-a născut, că s-a născut în St. George de Pădure, în județul Mureș. Clodin Redei, care pe linie maternă este străbunica actualului Charles III sau Carol al III-lea. Aici a copilărit. Ăsta e Palatul Redei. Și acolo e stema cu 9 ramuri. Ăștia înseamnă că erau comți. Cu 5 erau baroni. Ia uitați-vă stema. Uite-o acolo. Deci aici a copilărit Clodin Redei, strămoașa actualei figuri regale din Marea Britanie. Da. Deci în dreptul acestui ansamblu, aici avem un, o clădire care de astăzi are un statut foarte... Fostul Hotel New York, îi spunea. Da. Nu știu dacă vi s-a spus de ce. Are o, hotelul inițial era un hotel numit Național, o altă clădire, numit în limba maghiară Nemzeti. L-au dat jos, pentru că acolo în spate mai era un hotel, Biasini, aici mai era un hotel celebru, Central. Și era concurență, ca și astăzi, sfârșit de secolul 19. Mă, și ăștia au dus mobilier de la Hotelul New York din Budapesta. Și au spus... Da. Să fie cel mai tare. Să fie cel mai tare. Da.
Și atunci, fain frumos, s-au ridicat acest hotel, tot un arhitectul Clujului, Ludovic Pachei, care la un moment dat s-a numit New York, în perioada interbelică, celebra revistă Gândirea, care pe urmă s-a mutat la București, aici și are ființa. Pe urmă, după 1845, a fost cămin studențesc, sediu al Facultății de Medicină, revine sub numele de Hotel Continental. După 1989, cade în desuet, personaje cam dubioase, gen Tămaș, nu Cântărețul Tămaș, nicio legătură, incident, și unul bene, iau, îl vând, nu se știe nici acum precis ce vor să facă din acest hotel. Sigur că el este o emblemă a Clujului, asta e clădirea care v-am spus, uitați, stilul eclectic, deși e făcută în 1914 terminată, iar în spate, în fundal, aveți o biserică... Biserica Universității? Nu, a iezuiților, care acum e un inopiarist, dar asta în episodul următor, okay, când vă voi face mai multe treburi. Și acum să mă duc să câștig pariu, da, să mergem în... Haideți să vedem! Da. A, stați să vă arăt aici o treabă, nu știu. Bun, asta e statuia cu... poate vi s-a spus de ea, nu? De statuia Ecvesta lui Matia Corvin. Puteți să spuneți, bineînțeles, e un alt episod. Tot ce zicem aici o să fie separat. Deci, inițial, baza statuii s-a pus în 1896, când maghiarii sărbătoreau mileniu. Adică venirea lor în Europa, locul în care trăiesc astăzi, da, în locurile. Acum, și aici au fost 7 proiecte. În pole position era proiectul unui clujan numit Vostok, sinonim cu numele fostului boxer. Dar n-ai nicio treabă. Vostok. Vostok, da. 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 Și, ia uitați-vă, acest... monument. Ăsta are o poveste. La un moment dat, haideți să vă zic o treabă hilară. În perioada comunistă, un ilustru escroc al Clujului, Hargol, chema numele de familie, Ieniu Barmanu, îi spunea lumea interlopă, a vândut cu act de regulă, ghilimele de rigoare, acest ansamblu. Bineînțeles că poliția clujană, miliția de atunci, l-a prins una, două, știa despre cine e vorba, dar problema e că el a cheltuit toți banii. Avea un har de... nu știu de unde își găsea victimele, că avea și o vorbă, da, avea... Păi numai de ăștia cu bani! Și avea o vorbă că ce, domnule, dacă eu vorbesc convingător, nu știu dacă avea el vocabularul ăsta elevat, și o ușă mi se deschide. Oricum, o păgubi pe mulți, o păgubi numai oameni bogați. Da. Așa a fost acest... De la omul sărac n-avea ce să ia. Făcut în 1902, aici sunt capitanii lui Matia, da, fiecare cu... acum nu vi mai zic pe nume, asta o să rămână ca, cum să zic, ca supliment pentru data viitoare, să vă vorbesc și de Fodrus, de celebru. Unii spuneau că e slovac, e născut la Bratislava, maghiarii spun că e maghiar. Și eu cu un coleg de-a meu maghiar am cercetat, când acolo era german, cu tată din Elveția și mama, într-adevăr, din Bratislava, pojonilima, dar nemțoaică. Da. Am zis că de asta, să intrați, că de asta data viitoare de aici o să începem. Ok. Da? Da. Și acum mă duc să câștig pariu cu soțul noastră. Sunt pregătit. Ia uitați-vă, chiulelele astea vi s-au arătat? Arătați-ni-le! Ia uitați! În urma unui asediu a Clujului, este un deal mai încolo, dar nu-l vedem de clădiri. A, uite, acum au văzut. Două ghiulele înfipte rămase din secolul... Deci deasupra intrării, deasupra geamului, un pic în stânga. Da, și una dincolo. Vedeți? Vitralii. Da. Haideți să... Aici o să vorbesc mai încet, că sigur îmi atrage atenția cu vocea mea, indubitabil îi trezesc. Aici, în jurul bisericii, era cimitir. Da. Toate în evul mediu, bineînțeles, personalitățile. Și pe urmă și când nu aveau loc, că m-ați întrebat de două ziduri, da? Da. Era primul zid, era un șanț și alt zid. Da. În șanțul ăla, dar nu numai asta, și romanii, când era în epoca romană,
înmormântau morții. Când n-au mai avut spațiu, au construit primul cimitir care îi spune central sau Hajungard, nume care vine din limba germană Hasengarden, care înseamnă grădină cu iepuri, pentru că acolo era varză multă. Da. Și iepi. Alții spun că este Hasselgerd, grădină cu aluni, și este a treia variantă, că era un tip cu numele respectiv care își avea proprietatea acolo. Bun. Da, nu vedeți un lucru foarte interesant al bisericii? E catolică și nu are statui decât urme. Da. Nu știu dacă vi s-a explicat. Este faptul că peste 150 de ani a aparținut cultului reformat, mai ales unitarian, care îs iconoclaști. Adică nu picturi, n-au icoane, n-au picturi? Nu. Nu. Și aici, ia uitați-vă dacă... Ai ce ghid ați avut? De la biserică sau n-ați avut ghid? Nu, n-am avut. Bun. Vedeți că nu există o proporționalitate dreapta cu stânga? Da. E acolo e podul, s-o făcut mai târziu. Unii spun că ar fi trebuit să fie a treia poartă. Nu s-a mai făcut. Ăsta e Sfântul Mihail. E numai puțin. Aici vedeți stemele. Vedeți? Haideți să vedeți trei steme. Am vorbit noi de Sigismund de Luxemburg. Ei, Sigismund de Luxemburg era așa. Regea Ungariei, stema Ungariei. Cea din stânga de acolo. Cea din stânga de aici. Da. Regea defunctului Imperiu Roman de nație germană. Actuala Germanie. Erau vreo 300 de state. Și era stema Boemiei, Cehii. El era suverana din 1408. Nu, vedeți aici ciuntită această stemă. Ce se întâmplă? Are loc o răscoală la Bobâna în 1437. Noi tot ce găi răscoală țărănească. Nu a fost chiar așa. Nobilimea mică, mijlocie, meșteșugare, pentru diverse drepturi, s-au ridicat împotriva marii nobilimi. Clujenii sunt înfrânți și li se ia toate privilegiile, mai ales comerciale. Dar între timp vine un tip numit Iancu de Hunedoara sau Hunea Diano și spun concitadinii noștri maghiari, care era aliat cu clujenii și zice, domnule, dă-le mă înapoi privilegiile. Privilegiile le-au fost date înapoi și le-au primit în data de 29 septembrie, când catolicii au Sfântul Mihail. Și atunci au, vedeți? Au tăiat asta și, bun, aici în Latina medievală aveți scris anul 1444 și acolo e anul 1442. Uitați aici. Da. Că dacă ne uităm așa, ne uităm ca pisica la... Da. Anul 1444. Acolo, sus, la placheta de jos. Ok. Și acolo sus este și mai este vitralii, vedeți? Aici erau statui. Nu mai sunt acele statui. Asta e parohia. Tot o clădire foarte veche, unde o să vă arăt eu un simbol vechi. Și haideți, ați fost în biserică sau n-ați fost? Am fost, da. Haideți să vă arăt. Mergem și acum. Știm. Aici vorbim mai încet, că știm lecția, mai încet. Vorbim mai încet. Așa, așa, așa. Dacă nu, că să nu fie ciu de la popa, că iau locul. Aici avem Capela Schleinig. Ăsta era un german care era parohul bisericii contemporan cu Matia Corvin. Bine, nu în baptisierul ăsta, dar aici a fost botezat Matia Corvin. Nu în ăsta, să nu că mai vin unii cu povestea. Nu, dar nu a fost. Ce interesant. Reformații, cum v-am zis, au dat cu var. Dar unde au dat cu var a fost bine. Că după spălător. Să... Exact. Dar unde au răzuit. Și în cum să vă spun, lucrări de reconstrucție, de renovare, s-a spălat și au ieșit aceste imagini care sunt originale de secolul XV. Culorile puțin au fost împrospătate, dar nu. Și ce e important aici? Stimați oaspeți din București, așa erau îmbrăcați vechii clujeni. Că, cum să zic, modelul era luat... Se pare că un timp numit Toma Clujanu, Tomaș Coloșvarit, în limba maghiară, ăsta ar fi fost. Se pare, nu eu, printr-o similitudine cu tot felul de biserici din Slovacia. Slovacia făcând parte tot din regatul. Și asta este. Vedeți? În spate aveți o treabă extraordinară. Eu n-am mai văzut. În toate bisericile catolice știți că este pieta. Cum intri, în dreapta este
Fecioara Maria sau Madonna cu trupul lui Iisus dat jos de pe cruce. Da? Da. Bun. Aici nu e numai Fecioara Maria, mama lui Iisus, da, ci și Sfântul Iosif. Da. Asta e inovația celor doi pictori și sculptori, Servatius. O să vă arăt undeva. Iar aici, un lucru, nu știu dacă ați mai văzut, Iisus cu sabie în gură. Eu n-am văzut nicio biserică. N-am văzut. Ia uitați. Sus, sus, sus. Ia uitați. Da. Cu sabia în gură. Da. Și aici, o piatră de mormânt din secolul XVIII, sigur, nu mai deșifrăm, sunt cripte. Cei bogați sunt aici. Da. Numai nu le dă voie să vă dați seama toate bise. Nu de mult au fost niște lucrări de arheologi au participat, o să vă arăt unde au găsit oase. Și acum vreo 4-5 ani au găsit o sumedenie de oase de copii tineri. Copii tineri, scuzați-mi greșeala, pleonat spun de oameni tineri, că copii. Da. Scuzele mele, mea culpa. De ce? În fața bisericii. Erau nevinovați, se pare. Uh-huh. Pentru că la un moment dat, când au construit turnul ăsta care îl vedeți, e făcut în secolul XIX, inițial biserica aici a avut turnuri. Ăsta nu s-a mai făcut niciodată decât ăla de nord. Deasupra, nu? Da. S-au dărâmat ori la cutremure, ori la incendii și au făcut ăla. Și când au săpat la temelie, 14 care mari oase au găsit. Deci, cum am zis, era cimitir. Sus, emblema parohului șleinic, o să vă arăt și casa în care ostat are aceeași emblemă. Deci era blazon. Da. Mai am spus emblemă, să înțeleagă auditoriu și cei care văd. Bun. Stil boltă, trei nave. Ea a fost construită de germani. Da. Clar. Și a fost construită de clujeni după ce li s-a dat statutul de oraș liber. Peste 150 de ani de construcții. Și sigur, reconstrucții și diverse, normal că a fost renovată. Vitralile nu mai sunt cele originale. Da. Haideți să vă arăt. Foarte interesant, domniță, bisericile catolice au cele 14 opriri ale lui Iisus. Via Dolorosa, drumul crucii. 14, the 14 stations, cum zic americanii. Da. Dar o să vă spun eu 14-le. 14-le o să-l vedem noi imediat ce cifră și atunci o să vă spun semnificația cifrei de 14. Să nu uitați să-mi reamintesc, dar oricum. Secolul 15. Maria și 7 sfinte catolice. Gândiți-vă, până mai jos n-au putut, da? Tabernaclu. Catolicii, aici țin uleiul sfințit, aici țin uleiul și pâinea nedospită, nu ca noi dospită, iau pâine nedospită. Da. Pixida, unde țin uleiul. Bun. Aici tot felul de confesorul. În general, poarta asta este deschisă vara de sărbătoare, de 19 august sau 20 august, când e Sfântul Ștefan. Una dintre orgi, mai este una acolo. Da. Acum e un mare, vă spun. Ei, când am pornit de pe strada maghiarilor, de v-am zis casa aia veche, 1568, am trecut probabil, v-am zis prima dată și n-ați reușit să filmați. Uitați acest blazon. Se pare că aparținea cavalerilor cruciați cu steaua roșie. Uite, vină cu aici. Uite acolo. Multă lume trecea, bar n-are ce-i. Da, așa e. Sau un prior. S-a mai găsit în 1860, ceva similar, dar și atunci au făcut niște săpături aiurea și au stricat mai multe treburi. Da? Și aici, haideți cu mine, este o capodoperă. Aici este un pictor Mauberg și 16 statui, cei trei mari, Gaspar, Melchior și Baltazar. Îi vedeți aici? Inscripția Iisus Hominum Salvator, adică Iisus Mântuitorul Lumii. Și sus, dar n-avem binoclu. Dar nu știu dacă prindeți cu măritul, sunt scene din viața cotidiană. Sus, la coloane.
sculptorul celebru Schuchbauer, un Anton Schuchbauer, un celebru austriac, pictorul iar un celebru, o piesă de din coace. Aveți sacristia unde, dacă puteți, acum nu putem trece că ne-a pus acest mod, e în 1528, sus, dacă puteți, mării domniță, aveți fizionomia paruhului de atunci. Încercați să o ajutați, așa. Paruhul se numea Clyde și 1528, asta e fizionomia lui, dantelele, în stânga jos, în stânga dumneavoastră, aveți cele trei turnuri, oraș liber, Clujul, și în dreapta simbolul universal al creștinismului din acea perioadă. Pelicanul, jos, la păcuși. Pelicanul care își ia din carnea lui, da, și de pune. Așa. Bun. Aici aveți pe colțul cei patru evangheliști. O să ne uităm aici. Marcu, Ioan, toți, uitați. 1, 2, 3, 4. Haideți să vi din partea altă, că nu se vede aici. Da. Matei, Luca, toți cei patru. Un altar făcut de un meșter clujan, Bach Ludovic sau Bach Lajos, premiat la Viena. Acolo este Maria și regii maghiari foarte importanți pentru ei, Sfântul Ștefan în stânga și Sfântul Ladislau, care au un rol principal în creștinarea maghiarilor. Iar în fundal, sus, aveți pe fizionomia Arhanghelului Mihail. Mihail, care înseamnă... Pe vitraliu, nu? Da, da, vitraliu. Cine e ca Dumnezeu? Cine s-a luptat ca Dumnezeu? Asta înseamnă El, Elohim, Mihail. Gavril, Gabriel înseamnă Dumnezeu e tare. Mihail, cine s-a luptat? Cine e ca Dumnezeu? Și aici aveți scările regelui, dar nu mai urcăm pe ele. Cele care merg în turn? Nu, nu. Alealte merg în turn, din partea alealtă. Okay. Asta merg în pot, până acolo. Aha, până acolo sus. Puțin mai sus. Pentru că alea din turn e altă clădire. Da, da. Și apropo de cifra 14, așa. Haideți să... Ia uitați aici. Tot Schuchbauer respectivul, erau, asta e simbolul familiei Haller, o familie de origine germană. Aici este o piatră de mormânt veche. 14 păcate capitale. Minciuna, avariția, bârfa, desfârâul, care le are lumea toate așa cum... acolo, da. Lumea așa cum le are, vedeți, e 14. Bineînțeles. Și pentru cele 14 sunt cele 14 sacrificii a lui Iisus. 14 Nisan, în calendarul evreiesc, data în care Iisus a fost crucificat. Cade cam în 3 aprilie. Și uitați oase. Da. Recent descoperită. Uite aici. Bun. Asta e scara regilor. Uite cum arată. Deci, sunt două șiruri de scări, nu se intersectează cel care urci, cel care cobor. Da, sigur. Uite, foarte bine ați fost în castelele de pe Loara. Nu, n-am fost acolo. O să vedeți. Nu urcați, că n-aveți cum. Ah, da, înțeleg. O secundă. Mhm. Episcopul Martonaron, o figură celebră, este la poziție când evreii au fost internați în lagere. Printre puținii, oficial.
cel care are statuia exact. În față. Bineînțeles că autoritățile hortiste i-au făcut vânt pe asta graniță. Și pe urmă au avut treabă și cu comuniștii. Ansamblu. Și ce este povestea de aici? A donat-o bisericii, dar s-a pus el pe cruce să vadă cum e corpul uman, cum sunt mișcările. Vitralii și ultima piesă mai importantă. Aici vorbeau preoții. Da. Este superb. Da, aici sunt cei patru evangheliști, cei patru stâlpi ai Bisericii Catolice și trei, vedeți, acolo lăsați copiii să vină la mine. Iisus cu evangheliștii. Aici. Da, cu apostolii, pardon, cu cei 12 apostoli. Aici pescuitul miraculos. Ăsta e pescuitul miraculos. Iar aici este Iisus în casa Mariei și Martei, surorile lui Lazar. Aici. Numai că sub, asta e din, nu știu, lemn de cedru, lemn de foarte valoros, sub acest amvon este unul tot atât de valoros, de piatră. Cum, dar cum adică sub? Este învăluit. E placat. E placat. Aha, ok. Da. Da. Sus e Sfântul Mihail în frumos într-o uniformă de ofițer roman. Și haideți să mergem pe partea asta, ultima piesă. Da, haide. Importantă. Eu zic să o filmați de aici, să nu ne vadă cu... Ok. Este un... Haideți, haideți, doamne. Este un crucifix din secolul XVIII. Se vede de aici. Da. Făcut de un tip Nachtigal, un alt sculptor celebru. Și a tot fost mutată statuia. Vedeți că lipsește Ioan. A dispărut din... A pierdut pe drum. A rămas doamna Maria Magdalena și Nea. Cam în mare asta ar fi sigur, mai este mai mult de povestit. Dar nu am făcut o... Am câștigat pariu? Da, gata. Bun, gata. L-ați câștigat? Ok. Bun, păi ok. Acestea fiind spuse... A, să scot de pe Zoom, da, imediat. Acestea fiind spuse, ne bucurăm și vă mulțumim tare mult pentru acest mic tur, pentru că știm și aș putea spune că am făcut doar 1%, poate chiar mai puțin din... Ceea ce cunoașteți. Cam așa, da. Ok. Și atunci, până data viitoare, vă mulțumim și vă salutăm cu drag și să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine și sănătoși. Doamne ajută! Numai bine!